Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că ați răspuns pozitiv invitației noastre și apreciez că sunteți o venită importantă în relația dintre administrația publică locală și cetățenii din teritoriu. Eu vă garantez că aveți alături de dumneavoastră o echipă, conducerea primării municipiului Roma, care alături de mine este pregătită să rezolve problemele care apar în cadrul asociațiilor pe care le reprezentați, dar avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră să identificăm aceste probleme. Și vă garantez de asemenea că avem toată deschiderea și vom ajuta în limita posibilităților pe care le avem. Încă de la începutul acestui an, de când am preluat mandatul, mi-am propus să găsim o cale cât mai rapidă și mai eficientă de comunicare între cetățenii municipiului Roman și primăria municipiului Roman. De aceea, prin numărul de telefon gratuit din orice rețea de telefonie mobilă și fixă, am instituit la dispeceratul poliției locale acest serviciu permanent de preluare a problemelor care apar în comunitatea noastră. Și acest număr este 0233 984, așa cum vă spuneam, un număr de telefon gratuit din orice rețea. Și v-aș ruga ca acest număr să-l afișați la intrarea în scările de bloc, acolo unde dumneavoastră administrați aceste imobile. Prin intermediul acestui număr putem prelua probleme de orice natură, de la iluminatul public, dacă nu funcționează într-o anumită zonă, lipsa unui capac la un canal, o gaură care poate apărea în asfalt, practic lucruri care sunt în proximitatea dumneavoastră și care țin de bună gospodărire a municipiului nostru. Suntem într-o perioadă în care apar probleme legate de zăpezile care au căzut în municipiul Roman și, după cum bine știți, au fost cele mai mari căderi din 2012, încoace cele mai mari căderi de zăpadă. Și în această perioadă, mulți dintre dumneavoastră v-ați conformat și vă mulțumesc pe această cale în ceea ce privește curățarea, degajarea zăpezii din căile de acces către imobile administrate. Dar, de asemenea, vă rog să atrageți atenția și a proprietarilor, dar să acordați o atenție deosebită țurțurilor care se formează în această perioadă și să încercați pe cât posibil îndepărtarea lor. Aș vrea să știu dacă în această perioadă v-ați putut gospodări în zona asociațiilor de proprietari, dacă ați avut ceva probleme deosebite și dacă au ieșit și oamenii să vă dea o mână de ajutor. Da, e o problemă aceasta, într-adevăr. Toată perioada cât a nins foarte tare și în perioada în care am efectuat zăpezirile, am fost prezent în toate zonele din oraș. Mulți cetățeni m-am întâlnit în zone în care am efectuat zăpezirile și am văzut și oameni de bună credință, oameni care erau cu lopețile ieșiți să-și elibereze locurile de parcare, să-și elibereze mașinile. Dar așa cum spuneți dumneavoastră, am văzut oameni care se uitau de la geam
și dădeau indicații prețioase. Da, e bine totuși ca comunitatea noastră să fim mai solidari. Mi-aș dori să reușim acest lucru. Apreciez că activitatea de dezăpezire s-a efectuat în condiții bune, chiar și în acea duminică în care a viscolit foarte mult, intensitatea vântului a fost foarte mare. Toate căile de circulație de pe raza municipiului Roman au fost dezăpezite. Noi am stabilit la nivelul primăriei și un plan de intervenție în cazul dezăpezirilor. Prima dată fluidizăm căile de acces principale, după care intrăm și pe cele secundare și aleile dintre blocuri. O altă problemă care a apărut weekendul trecut și care este tot de sezon și de pe urma căreia aș vrea să vă fac o recomandare. Am avut o situație la un imobil în care un apartament gol, nelocuit, neîncălzit, s-a spart țeava de apă și administratorul imobilului nu a fost de acord cu oprirea apei. E drept că era o branșare la 3 scări. În această situație, eu ar zice că e bine să identificați în asociațiile pe care le conduceți aceste apartamente care sunt goale și să încercați să găsim persoane de contact. Pentru că atunci când apar astfel de situații urgente, să avem cu cine să comunicăm, să luăm legătura timp util și să putem interveni punctual pentru a nu avea aceste probleme. De asemenea, tot de sezon am început din această săptămână cu toaletările de arbor și în același timp vreau să ne implicăm în continuare în plantarea de noi arbori în municipiul Roman. Și pe această cale vreau să fac un apel și la dumneavoastră, că atunci când venim și facem plantări de arbori pe raza asociațiilor dumneavoastră, să ne sprijiniți în sensul să avem grijă de acești puieți și să îi mai și udăm din când în când. Noi vom avea și noi echipe, dar e bine să ne sprijiniți și dumneavoastră, să le dați o mână de ajutor. Am luat decizia ca în acest an să nu se efectueze nicio tăiere de arbori pe raza municipiului Roman. Însă vreau să fac o precizare. Sunt anumite situații de urgență și uneori chiar prin numărul de urgență 112 ni se solicită intervenția prin serviciul pentru situații de urgență pentru anumiti copaci care pun în pericol circulația și viața oamenilor. Fac precizarea că și în aceste cazuri, într-o primă etapă, purtăm discuții cu locatarii din zonă. Însă e foarte important să înțeleagă toată lumea că în momentul în care acel copac chiar reprezintă un pericol public și cineva se opune pentru tăierea acelui copac, trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere, că răspunde în cazul în care acel copac cade, se prăbușește și produce pagube. De aceea, împreună cu colegii mei din primărie, așa cum vă spuneam și mai devreme, am luat decizia ca să facem o analiză foarte atentă acolo când va trebui să intervenim pentru tăierile de arbor. Și de asemenea, deși este încă iarnă, vreau să vă spun că vom continua și în acest an acțiunile cu care v-am obișnuit în ultimii ani, în primăvară, cu curățenia de primăvară. Vă vom comunica în timp util un calendar de lucru și
vom veni în sprijinul dumneavoastră cu solicitările pe care le veți avea, astfel încât zonele pe care le administrați să arate cât mai bine. În continuare, aș dori și din partea dumneavoastră, dacă există ceva probleme punctuale și mai deosebite, să mi le comunicați. Am invitat la această ședință și reprezentanții celor trei societăți care sunt în relație cu dumneavoastră. Este vorba de domnul Ionel Ciocan, directorul societății Rosal, domnul director Damaschin, directorul societății municipal Locato și domnul director Bogdan Curcudel de la Paserv, zona Est. Așadar, dacă avem probleme punctuale și deosebite care necesită o reacție imediată, am să vă rog să le comunicăm aici. Iar dacă și ulterior, după ce purtăm aceste discuții, vis-a-vis de doleanțele pe care le aveți pentru zonele dumneavoastră, am să vă rog să faceți câte o solicitare din partea asociației și să vedem punctual unde putem interveni și fondurile pe care le putem aloca în acest an din bugetul local. Am să vă rog în acest moment să preluăm aceste probleme punctuale care sunt, prezentându-le și spunând numele și asociația pe care o reprezentăm. Vă rog, luăm începe cu o doamnă, tot. Și ulterior dăm cuvântul celorlalți. Administratorul Asociația 37, o să vă rog să considerați ca un drept la replică, pentru că situația pe care ați prezentat-o anterior se referea fix la acea zonă. 1. Apartamentul este înlocuit, dar sunt meseriașii care stau acolo pentru renovare. 2. Căminul de apometru, prin contractele care le avem noi, între asociații și APASER, căminul de apometru este proprietatea APASER. Deci nu eu ca asociație pot să iau răspunderea, închid sau nu închid un apometru. Nu pasăm pisica. Scuzați-mă, dar asta e expresia. În duminică de dimineață, în jurul orei 8:30-9, m-am întâlnit cu reprezentanții APASER în fața imobilului, unde era problemă. Au strâns din numeri, nu putem închide, au plecat. Asta fiind un aspect. Aspectul următor se referă la un bloc din aceeași asociație. Un bloc care să ai, nu pot să spun de unde intervine apa. S-au umplut două scări de bloc. Sunt plini. Subsolul este plin cu apă. Am extras apă în 29. Nu uităm că tot ce înseamnă scos de apă din subsoluri este pe cheltuiala proprietarilor. Fără a avea ei vreo defecțiune în subsol. Cei de la Locato s-au prezentat, au căutat, n-au găsit nicio defecțiune care să țină de proprietari. Am solicitat prezența APASER, care într-o jumătate de oră mi-au dat soluția, izvor. Mă iertați, de 30 de ani de când îi bloc acolo, unde o fi fost izvorul? Am rugat să vină să cercetăm, eu știu, ai mai existat lucrări în zonă, poate la tasare, s-o fi fisurat o țeavă, cum n-am făcut eu când am cu cei, așa n-au venit nici cei de la loc, de la APASER. Asta ar fi fost problemele, mulțumesc frumos. Numai o secundă să răspundem punctual și ulterior dăm cuvântul mai departe. Discutăm de strada Decebal, da? Decebal, bloc 2, stările pe și ce sunt Știu despre ce este vorba. Acolo, imediat ce vremea ne va permite, vom efectua o serie de săpături și vom face un tren, astfel încât apa să nu mai ajungă acolo. În momentul de față este greu să intervenim în această perioadă anului. Nu sunt convinsă că este datoria primăriei să facă drenul. Eu cred că este o defecțiune de pe coloanele APASER. Vom interveni în momentul în care vom face săpăturile acolo, vom ști mai multe, dar până nu permite vremea, nu putem interveni. Și se înregistrează și toate reclamațiile în dispeceratul APASER. Am pe adresă în care, la început de lună, îmi spune, nu avem reclamație. Când au fost puțin del mai dure discuțiile și soluții și scris, efectiv adrese scrise, au găsit reclamațiile. La fel s-a întâmplat și acum. Nu mi se pare normal.
Da. Ori. Deci am să rog la Baser să preluați și să dați număr de înregistrare atunci când există reclamații. Referitor la ziua de duminică, eu am purtat discuții și cu reprezentantul APASER și cu colegul meu din primărie, șeful de la situații de urgență. Într-adevăr, apometrul este proprietatea APASER. Dar dacă ei vă luau apa acolo pentru toate celelalte 30 de familii, nu erau ok. Problemă, dar să nu dea vina pe asta. Nu e vorba de dat vina. Eu ți-am spus mai devreme. Nu. Asta i-au spus proprietarului. După dumneata te-o inundat în continuare pentru că cea de la asociație nu a acceptat da. Eu discuția asta nu am știut-o. Eu doar am adus-o, nu ca o acuză la adresa dumneavoastră, ci doar ca un mod de lucru. Acum, sigur, în situația de față, că erau muncitori acolo, asta e altceva. Dar sunt într-adevăr și foarte multe apartamente în Roman. Și am vrut ca o manieră de lucru să avem un punct de contact întotdeauna. Vă mulțumesc. Pentru domnul. Aici va trebui să am o discuție cu domnul director Dugir. Am înțeles, nu. Să lăsăm un pic pe domnul Ciocan ca să ne răspundă. În cazul de domnul dumneavoastră, vă existați în asemenea situație. Vă rog, faceți o adresă către noi și împreună cu dumneavoastră la primărie, mergem la fața locului și în baza unei adrese, noi suntem obligați ca câteva, cât de repede să soluționează, avem un punctaj. Și noi suntem interesați să rezolvăm. Faceți o solicitare către Rosal și ulterior Rosal împreună cu colegii mei din primărie, rezolvăm. Da, e ok, e în regulă. Mulțumim. Bine, doamnă. Dar nu vom efectua nicio tăiere de arbori decât dacă pun în pericol siguranța publică. Toaletări vom face și dacă acești copaci necesită toaletare, vă rog să ne faceți o solicitare și în această primăvară. Am înțeles, nu e nicio problemă că a fost. Eu asta vă spun. Dacă sunt probleme punctuale și care pun în pericol, am să-l rog pe domnul Ienanche să meargă la fața locului. Ați notat adresa? Da?
O să vină domnul Irache la fața locului și dacă într-adevăr sunt copaci care pun în pericol siguranța, vom interveni. Pe domeniul public, dacă stă cineva și fumează,
Nu, faptul că putem să mai trimitem acolo pentru a elimina din violența verbală și fizică, da, putem. Putem. Da. Trimitem acolo o zonă și vom face, vom înțeles. Altceva, da. Este o investiție făcută într-adevăr în această toamnă și în primăvară este prins în programul de reparații. Nu, garantez eu că o să ajungem și la dumneavoastră și o să facem frumos și la dumneavoastră.